Natalia Calmăș, satul Pânășești, raionul Strășeni. Administrează afacerea familiei, crește flori în sere, are 5 copii și este studentă la Universitatea Agrară. Câteodată câștigi, câteodată pierzi, dar noi ne mângâiem că suntem acasă, suntem împreună și lucrăm și muncim cu speranța că va fi mai bine. Și credem că va fi mai bine. E greu uneori să le crești, dar dacă îți place și depui efort, cred că în urma cărora se vede rezultat. Deoarece facem tot așa, cu tragere de inimă, le creștem. Tehnologii de creștere mai avem de învățat, dar cât ceva de acum am prins. Adică aici îmi pare nou cât ceva, suntem undeva, să zicem așa, niște mici experți. Deoarece noi muncim toată ziua, suntem nevoiți, de exemplu, la 8 seara, vara, chiar de la 10 începe piața Angro. Și trebuie să faci așa, ziua să lucrezi și noaptea iară să lucrezi. Și acolo încă duci și stai până la 2 noaptea și care când vii acasă, nu știi, să te culci, ori să te apuci iar de lucru. Seara, mai ales și cu florile, este așa că dacă n-ai intrat o zi, ori ai fost la petreceri și a doua zi te doare capul, a treia zi nu mai intra. Aici trebuie permanent. E o muncă de echipă, dar știți cum, aici noi singuri ne organizăm. Și adică chiar de am greșit, nimeni nu ne trage la socoteală și cred că an cu an, făcând singuri experimentând în noi, asta ne-ar părea nou ceva mai straniu, să ne conduc cineva. Și așa că noi ne conducem singuri, adică îmi facem timpul liber, că vă dați seama, sunt 5 copii, unul pe săptămână, ori unul în lună, să îmbolnăvească, ducându-mă la lucru, nu mai mă primește nimeni și nu mai... Dar aici controlăm febra, venim până aici, iar și tot așa fugim la unul altul și reușim toate. Adică nu se primește că cresc flori și nu am grijă de copii, ori cresc copii și nu mai fac altceva. Încercăm să le îmbinăm ca să nu scăpăm nimic în viață. Uneori este complicat și așa ești de disperat, că atunci îți dă cineva un telefon și zice nu vrei cumva la un training de marketing sau nu știu ce, să vedeți și de bine când te duci acolo și când mai auzi așa și îți dai seama unde e greșit, că uneori nu-ți dai seama, băi, nu ți-o mers, dar și al greșit, nu știu. Ducând eu acolo, îți dai seama că ai greșit și unde ai greșit și venind acasă cu alte puteri, cu alte viziuni, parcă ți-ar părea că chiar ai fost peste hotare. Și încep din nou cu alt optimism și cu altă forță chiar majoră.